Basme în limba română. Buddha și cerșetorul. Odată ca niciodată, era un cerșetor care voia să facă rost de mâncare. Observa în fiecare zi că mâncarea lui dispărea. Într-o zi, a prins șoarecele care îi tot fura mâncarea. A, șoarece! De ce îmi furi mâncarea? Sunt un om fără casă. Du-te să furi de la cei mai bogați decât mine. Nici nu o să observe. Dar e destinul meu să fur de la tine. Poftim? De ce? Pentru că destinul tău este să ai doar 8 elemente în posesie. Oricât de mult ai cerși, oricât de mult ai aduna, doar atât vei putea avea. Cerșătorul a fost șocat și îndurerat. Cine să-și dorească așa un ghinion? De ce e ăsta destinul meu? Asta nu știu, dar încearcă să-l întreb pe Buddha. Poate el știe. Așa că omul nostru și-a început călătoria ca să-l găsească pe Buddha. A mers toată ziua, iar în amurg s-a trezit pe proprietatea unei familii bogate. Obosit și somnoros, s-a decis să-și petreacă noaptea acolo. Așa că a bătut la ușă. Stimate domn, se întunecă și sunt nou pe aici. Pot să dorm aici la noapte, vă rog? Bine, hai, intră! Cerșetorul intră în casă, iar bărbatul îl întrebă: tinere, unde și de ce călătorești atât de târziu? Oh, am o întrebare pentru Buddha și am să-l întâlnesc. Tocmai atunci sosi soția bogatului, care auzi totul. Putem să-ți dăm și noi o întrebare pentru Buddha? Oh, bine! Cred că pot întreba în numele vostru. Care e întrebarea, doamnă? Oh, noi avem o fiică de 16 ani care nu poate vorbi. Vrem să întrebăm ce trebuie să facem pentru ca ea să vorbească. Așa că dimineața următoare, cerșetorul le-a mulțumit pentru adăpost și i-a asigurat că va pune întrebarea sa lui Buddha. La revedere! Și-a continuat călătoria și a văzut o mare de munți pe care trebuia să-i traverseze. Oh, vai! Cum traversez eu asta? A urcat un munte și a întâlnit un vrăjitor. Domnule, mă puteți ajuta să traversez? Opa sus! Cerșetorul s-a urcat pe sceptrul vrăjitorului și s-a așezat în spatele lui. Vrăjitorul și-a folosit sceptrul pentru a-l duce pe tânărul cerșetor să traverseze în zbor cu el deasupra mării de munți. Cum zburau deasupra munților, vrăjitorul îl întrebă: unde te duci? De ce te-ai hotărât să traversezi munții ăștia? Am să-l întâlnesc pe Buddha și am să-i pun o întrebare despre destinul meu. Oh, serios? Pot să-ți dau și eu o întrebare pe care să-i o pui lui Buddha? Am încercat să ajung în ceruri de 1000 de ani. Conform învățăturii mele, ar trebui să pot ajunge în ceruri acum. Poți, te rog, să-l întrebi pe Buddha ce trebuie să fac să ajung în ceruri? Sigur, am să-l întreb în locul tău. Continuându-și călătoria, a dat de ultimul său obstacol, care era un râu pe care nu-l putea trece. Aoleu, cum traversez eu râul ăsta adânc? Din fericire, a întâlnit o țestoasă uriașă, care a decis să-l traverseze râul. În timp ce traversau râul, țestoasa întrebă: unde te duci tu? Mă duc să-l întâlnesc pe Buddha și am să-i pun o întrebare despre destinul meu. Vrei să-i pui o întrebare și pentru mine? Te rog? Sigur! Ce întrebare? Încerc să devin dragon de 500 de ani. Conform învățăturii mele, ar fi trebuit să devin dragon până acum. Poți, te rog, să-l întrebi pe Buddha ce trebuie să fac eu ca să devin dragon? Mulțumesc, testoasă, pentru că m-ai trecut râul. Cu plăcere! Și nu uita,
de întrebarea mea? Sigur că nu. Am să pun întrebarea în locul tău. Cerșetorul își continuă călătoria ca să-l găsească pe Buddha și, în sfârșit, ajunse acolo unde locuia acesta. Cerșetorul a stat în fața mănăstirii și a respirat adânc. Oh, am ajuns! În sfârșit am să-l întâlnesc pe Marele Buddha! Așa că omul a intrat bucuros și plin de emoție, gata să pună întrebările lui și ale celorlalți. Când intră și se aplecă în fața lui Buddha: Te rog, acceptă-mi urările de bine, Buddha! Am venit din ținuturi îndepărtate ca să-ți pun niște întrebări! Se poate? Te rog! Sigur că poți, dar îți voi răspunde la doar 3 întrebări. Doar 3 întrebări. Cerșetorul era șocat. Avea 4 întrebări. Dar eu am 4. Ce fac acum? Așa că s-a gândit bine. S-a gândit la Țestoasă. Țestoasa trăise 500 de ani încercând să devină dragon. Săraca de ea! Ce viață grea trebuie să aibă în râul ăla adânc! Apoi s-a gândit la vrăjitor, care a trăit 1000 de ani încercând să ajungă în ceruri. Oh, 1000 de ani e foarte mult timp! Merită să ajungă în ceruri acum! În final, s-a gândit la fata care urma să-și trăiască toată viața fără să poată vorbi. Oh, o viață fără să vorbești e crudă! Și atunci s-a uitat la el însuși. Eu sunt doar un cerșetor fără casă. Mă pot întoarce acasă și pot continua să cerșesc. Sunt obișnuit cu asta, nimic nu se va schimba. Dar pentru ei, totul se poate schimba dacă primesc răspunsurile. Astfel, privind problemele celorlalți, ale lui îi se păreau brusc foarte mici. I-a părut rău pentru Țestoasă, pentru vrăjitor și pentru fată. Și s-a hotărât să pună întrebările lor. Iar Buddha, cum era de așteptat, a răspuns: Țestoasa nu vrea să renunțe la carapace. Cât timp nu vrea să renunțe la confortul carapacei sale, nu va deveni niciodată un dragon. Oh, cine ar fi zis? Vrăjitorul mereu are la el sceptrul și nu-l lasă niciodată. E ca o ancoră care nu-l lasă în ceruri. Ah, am să-i spun asta! Și fata ce e cu ea? Cât despre fată, ea va putea vorbi când își va întâlni perechea. Mulțumesc, Mare Buddha! Buddha s-a uitat la el și i-a zâmbit. Cerșetorul s-a plecat în fața lui Buddha și a pornit înapoi spre casă. S-a reîntâlnit cu Țestoasa. Ai întrebat? Oh, da! Trebuie doar să-ți dai jos carapacea și ai să devii dragon! Țestoasa își dădu jos carapacea și înăuntrul ei erau perle nenumărate, găsite în cele mai adânci părți ale oceanului. Țestoasa i le-a dat cerșetorului. Poftim! Ia-le tu! În semn de mulțumire! Nu mai am nevoie de asta, pentru că acum sunt dragon! Mulțumesc, om generos! Și a plecat în zbor. Cerșetorul s-a reîntâlnit cu vrăjitorul pe vârful unui munte. Trebuie doar să renunți la sceptrul tău și vei putea să ajungi în ceruri! Serios? Așa a spus Buddha! Așa că vrăjitorul a renunțat la sceptru, i l-a dat tânărului, apoi a urcat la ceruri. Rămas bun, tinere! Fii bun! Cerșetorul avea acum avere de la Țestoasă și putere de la vrăjitor. S-a întors la familia care i-a oferit adăpost. Au fost foarte bucuroși să-l vadă și așteptau răspunsul. Marele Buddha a spus că fiica voastră va putea vorbi când își va întâlni perechea. Și în clipa aceea, fiica a coborât și a vorbit. Hei,
Ăsta e bărbatul care a fost aici săptămâna trecută? Fata și părinții ei au fost șocați. S-au uitat la cerșetor. El era perechea fiicei lor. Părinții au fixat data nunții și cu toții au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Așa că țineți minte, prieteni, tot binele pe care îl faci celorlalți se va întoarce la tine.